Știți cu toții cât de bine cântă. De unde vii? Ai fost prin vacanță? Ai fost pe la mare? Pe unde ai fost? Nu, anul ăsta n-am reușit încă. Ai avut timp de vacanță deloc? Nu. Prea mult de muncă. Stau în studio foarte mult timp. Și lucrez la piese noi. Ai pregătit ceva material nou? Pentru moment încă lucrăm. Nu suntem încă siguri. Încă lucrăm. Nu, eu aș vrea să te distrez dacă ai venit la noi la Gașca Mare. Și acum dacă faci parte din Gașca Mare, până vine Dorian Popa și Teo Roz, vreau să-mi promiți că răspunzi provocărilor mele. Hai să începem. N-ai ce face, am provocare specială pentru Nicoleta Anucă și te invit să vedem prima pe ca acasă. M-am uitat pe aici pe la tine și am citit câteva informații extrem de importante, dar aș vrea să te întreb pe tine, în afară de muzică, ce alte pasiuni mai ai? Îmi place să merg la sală foarte mult. Mai nou am început și dans. Oh. Da. Și îmi place foarte mult asta. Chiar mă simt super bine și mă și distrez. Mi-am descoperit într-un Bună. Fel. Bună. Îți place să mergi la sală? Da. Aia e John. Asta vrem să transmitem și celor de acasă. Bravo, Nicoleta. E bine să mergi la sală. Am auzit sală, am apărut John. Mensana in corpore sano. Exact. Despre asta este vorba, asta nu înseamnă că cine are un corp sănătos este și sănătos la cap, uitați-vă la Dorian Popa. Am venit aici să o felicit personal pe Nicoleta pentru că o urmăresc pe Instagram, doar ce am postat cu ea și am dat tag acum. Are un corp extraordinar, Pepe, și muncește foarte mult pentru chestia asta. Așa se pare, din cum arată îmbrăcată, îmi dau seama cum arată și dezbrăcată. Eu efectiv îmi închipui, te rog frumos, Arando Marchez, văd că vrei să ne spui ceva. Da, vreau să zic, băi Doriane, toată lumea vrea să ducă la sală, mă, eu la sala de mese. Măi, fiecare cu sala lui. Nu, e important să vrei. Dacă n-ajungi. Exact, eu ajung la sală tot timpul. Tu ajungi, dar nu intri. Nu intri. Nu intri, am înțeles. Nu trece. O vede, îi place, salută și... El merge la sport zilnic, dar nu face. Asta e vorba. Asta este Arando Marchez, dar pune muzică bine. Ceea ce este cel mai... Ce e și simpatic, mă. Și care face la ce se pricepe cel mai bine, nu? Corect, corect, corect. Corect. Ai lansat o piesă de curând și am înțeles că ai foarte multe vizualizări. Da, așa se spune. Cam câte vizualizări ai? Sincer, nici n-am stat să mă uit. Aproximativ. Cred că peste 2 milioane. În cât timp? Două luni. Oh, e bine. Nicoleta, în general, este din gama cu foarte multe vizualizări, să știi. Dacă o urmărești pe YouTube, te sperii. Serios? Da, are foarte multe vizualizări. Dorian Popa, acest urmăritor al tuturor. Eu sunt pe YouTube, acolo sunt integrat, am rădăcini. Deci eu n-am văzut un om ancorat în online mai tare decât Dorian Popa, pe cuvântul meu de onoare. Așa, deci, să știi care de câștigat din asta. Da. Păi nu? Tu? Să înțeleg că faci bani din online? Nu, nu cu Dorian Popa vorbesc. Cu tine vorbești, Dorian? Dorian, da! E de la ochelarii ăștia de magnat. Exact, scoate-ți ochelarii, să-ți văd ochii. Faci bani din online? Nu. Nu. Încă nu. Deci faci gratis pe online. La moment, da. La un moment, sau poate fac bani și nu știu. Se poate. Bine, să nu facă alții de pe urma ta, ai mereu. Fără să-ți dai seama, ai foarte multă publicitate și uite așa, hop, concertele. Nu? Sunt. Până la urmă, despre asta e vorba. Asta e, despre asta. Concerte în toată țara, în afară? Da, da, da. În afara țării mergi? În afară nu prea, încă nu. Da. Dar... Am înțeles. Nu pot să cred că n-ai cântat la Chișinău. A, ba da. Păi, e în afara țării? E la mine acasă, cumva. Pentru mine nu e în afara țării, e acasă. A, ok, da.